Am revenit la Viniu Lăcustă. Președinte Uslip Iași este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule președinte, și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. Astăzi dimineața, începând cu ora 10, a avut loc o dezbatere foarte importantă care a avut următorul titlu: statutul profesorului în România din perspectiva pilonului european al drepturilor sociale. Da. Care a fost scopul acestei dezbateri? Scopul a fost unul nobil. Ce trebuie spus în primul rând? Vorbim de o dezbatere care e în premieră în România. În ultimii 30 de ani nu a mai fost o acțiune de acest tip, cea care să pună în centrul atenției statutul profesorului în România. Evident, dezbaterea a fost într-un context european pentru că ea s-a derulat în cadrul unui proiect european numit Pulsar, proiect inițiat de către o mare confederație europeană, Confederația Europeană a Sindicatelor Independente, CSE, al cărui secretar general este domnul Heger. Ce vă pot spune? Ei ne-au ales pe noi pentru a face parte din acest proiect și ne-au propus diverse teme. Una dintre cele la care noi ne-am gândit a fost aceasta, și anume aceea de a face referire la statutul profesorului și la condiția profesorului în România anului 2021. În acest context noi am făcut un film, un documentar. Așa. Intitulat Profesor de România, de 38 de minute. Chiar azi am avut premiera în dezbaterea pe care noi am avut-o la Hotelul Unirea. Este un film care a plăcut foarte mult. Este adevărat, chiar dacă noi am pus accentul mai mult pe acea umbră a învățământului românesc, dar este o umbră destul de mare, care, zic eu, cuprinde cam aproximativ 30-40% din școlile din România. Și asta ne-a și interesat, până nu vom reuși să clarificăm toate problemele în ceea ce privește învățământul rural, eu nu cred că noi avem o șansă de a merge mai departe. Care este, domnule președinte, statutul profesorului de România? Păi statutul profesorului de România aș spune că nu este. Deci de aici trebuie să plecăm. Sau ceea ce este la ora actuală în legea educației naționale, spunem noi că e mai degrabă o jignire la adresa corpului profesoral din învățământ, pentru că, așa cum știm, apar doar 3 drepturi prinse acolo, din care 2 sunt efectiv penibile, ca să nu le zic chiar jignitoare. Dreptul de a participa la viața socială, în nume propriu sau în profesional, așa. Deci este aberant. Să fie stipulat acesta. Da, sau dreptul de a te înscrie în sindicat. Și mai ar mai fi vreo 2, unul că dacă ai vrei să-ți faci doctoratul, poți să-ți iei concediu, evident. Un lucru bine știut și din... Sau un alt drept, că dacă avem dreptul la concediu de odihnă, deci este, nu? Vedeți, acestea, și ar mai fi ceva legat de copiii personalului din învățământ, care dacă vor să participe sau să se înscrie la o facultate, nu vor plăti taxe, lucru care nu se respectă. Deci cam astea sunt, așa zisele, drepturi ale personalului din învățământ. Ori, din punctul nostru de vedere, eu cred că trebuie coroborate câteva lucruri. În primul rând, partea legislativă și partea salarială. Una fără cealaltă nu se poate. Noi avem probleme la ambele secțiuni, și la partea salarială și la partea legislativă. Ambele sunt în mare suferință. Deci cred că în perioada următoare noi aici va trebui să lucrăm și la salariu și la partea de lege, pentru că altfel nu vom reuși să ne repoziționăm din punct de vedere social în tot ceea ce se cheamă statut social în România. Este o mare diferență între statutul profesorului din România și statutul profesorului european, domnule președinte? Categoric. Și care sunt principalele diferențe? Salariul, spuneați dumneavoastră, aici e un subiect foarte sensibil. Nici nu știu dacă putem face comparații, pentru că în România cel mai mare salariu din învățământul preuniversitar, vorbim, ajunge cam la aproximativ 1000 de euro, iar plecarea din vestul Europei la cele mai mici salarii pleacă undeva la 1600 de euro. Și atunci facem... O discrepanță foarte mare. Bun, ne comparăm, deci avem salarii comparabile cu Bulgaria și relativ comparabile cu Ungaria. Dar cam Ungaria și cele două state baltice, mă refer aici la Letonia și Lituania, pentru că Estonia este cu mult peste noi.
dar toate celelalte au salarii cu mult peste ceea ce avem noi. Și cele la care făceam referire, inclusiv cele care făceam referire, au salarii mai mari, doar că nu sunt atât de mari discrepanțele prin comparație cu ceea ce găsim în, să zicem, în Spania, Franța, sau știu eu, Portugalia, Germania, pentru că, evident, acolo învățământul chiar este o prioritate și chiar este un domeniu care se bucură de o mare, de un mare suport din partea decidenților guvernamentali și a societății și a... Ce ar putea să facă concret USLIP astfel încât statutul profesorului să fie unul corect, da? Despre corectitudine. Da, aveți dreptate. Deci, în primul rând, ce putem face? Vedeți ceea ce am făcut și acum 2 ani, în 2019, când am făcut acel film Fără apărare și am pus pe masa societății discuția despre ceea ce se cheamă bullying-ul din mediul școlar. Și poate vă amintiți că acel film a creat foarte multe valuri, s-a vorbit foarte mult despre problemele cadrelor didactice și ale elevilor, evident din perspectiva bullying-ului. Din păcate, noi nu am avut forța de a veni cu o legislație clară care să protejeze atât elevii cât și profesorii. Nu s-a făcut acest lucru. Uitați, francezii, chiar dacă pare șocant, au luat hotărârea de a... de a merge până acolo încât de a introduce pușcăria pentru elevii care agresează fizic, colegi sau profesori. Ar fi nevoie și la noi de o astfel de Eu cred că o asemenea decizie mi se pare ușor cam radicală, dar dacă privești uneori anumite filmulețe în care unii copii sunt bătuți sălbatic de către alții, te gândești că o astfel de măsură este binevenită. Documentarul prezentat astăzi îl putem găsi și pe YouTube? Da, documentarul este, o să-l prezentăm și separat chiar de mâine. Cine va dori să-l vadă, îl va putea vedea fără niciun fel de probleme. Noi îl oferim gratuit tuturor televizorilor, inclusiv TeleM. Chiar din seara asta o să vi-l transmit. Vă rugăm. Niciun fel de problemă. El a fost făcut într-o perioadă relativ scurtă și a mers pe mai multe direcții. Paliere, pe mai multe paliere. Și ne-a interesat foarte mult să înțelegem câteva lucruri. Unu, de ce pleacă profesorii din România? De ce avem condițiile de infrastructură pe care le avem și pe care le cunoaștem, în special în mediul rural, dar nu doar în mediul rural, pentru că vedeți că avem o situație foarte delicată și în ea și este vorba despre școala normală. Să înțelegem cam care este activitatea, cu ce se ocupă un profesor efectiv în perioada pandemică și nu doar în perioada pandemică, pentru că poate s-a vorbit prea puțin despre aceste lucruri. Și nu în ultimul rând, să vedem ceea ce arătam. Faptul că, din punct de vedere salarial, și nu poți să ignori la nesfârșit problema salarială în România. Păi ne-am săturat noi, dacă nu se va înțelege că salariul este principala componentă a ridicării unui sistem, va fi foarte greu de făcut orice fel de schimbare în învățământul românesc. Revenind la dezbaterea din această dimineață, ne mai așteptăm la astfel de evenimente în viitor? Da, este un eveniment. Acest eveniment a fost unul extrem de complicat, pentru că din mai multe puncte de vedere. În primul rând că a necesitat foarte multe logistică. L-am transmis și pe Zoom. Au fost și intervenții din exterior și prezența fizică. Și a trebuit să fim foarte atenți, pentru că totuși suntem în pandemie. Nu puteam avea foarte mulți în sală, am avut totuși 50 de persoane, dar sala respectivă ducea cam 100. Deci, din acest punct de vedere, am reușit să ne încadrăm în cerințele vremii. Este și un context favorabil, pentru că, așa cum știm, rata de infectare este mai mică în această perioadă. Și ce vă pot spune? Că lumea a fost mulțumită. Am avut și personalități ale mediului școlar, și mă refer aici la doamna inspector general, doamna Luciana Antoci, doamna Camelia Gavrilă, Nume importante din. Și o întrebare foarte importantă pe care nu v-am adresat-o. Cât de atrași sunt tinerii atunci când vine vorba de o carieră în învățământul preuniversitar, domnule președinte? Bun, în aparență, să știți că cel puțin pentru Iași, în general, vedeți că și aici este o viziune inegală. Dacă ar fi să vorbim despre atractivitatea unor posturi cum ar fi Iașul, e clar. Lucrurile sunt relativ bune, dar ce ne facem când ajungem să ridicăm problema unor comunități precum, nu știu, Bivolar, Țigănaș, care sunt la o depărtare relativ mai mare față de Iași?
Dagâța, ca să fim mai mironeasă. Iar da, profesorii deci... aflați la început de drum sunt sprijiniți să meargă în acele comunități? Profesorii sunt atrași cumva? Sunt atrași doar cu cei 2300 de lei. Atât. Atât are un debutant, nu mai mult. Asta este singurul punct de atracție și uneori chiar ajungi la... te și întreb totuși cum, care e rațiunea pentru care ai venit acolo și foarte mulți îți vor spune că iubesc copiii și că le place ceea ce fac, dar această iubire și această vocație nu poate fi nesfârșită. Adică la un moment dat benzina se cam termină și la unii se termină foarte rapid. Această răbdare, să-i spunem așa. Are limită cu da, siguranță, limită, iar autoritățile și... locale, să înțelegem că nu pun la dispoziție întotdeauna chirii sau case, locuințe pentru... Unii, să știți că există și primari care se implică așa? Dar din păcate, în cele mai multe cazuri, fiecare trebuie să se descurce pe cont propriu. Din păcate, din cum spuneați dumneavoastră. Da. La Iași situația este alta, mai ales când vorbim de școlile de renume. Da, Iașul are o altă atractivitate. Și altă atractivitate pentru că în momentul în care ești în oraș, lucrurile sunt mai simple. Evident că și municipiul Iași ca atare oferă... este un magnet pentru... Chiar vorbeam astăzi că era și colegul meu de la Vaslui și făcea referire la problematica de acolo și am zis că, dintr-o anumită perspectivă, județul Vaslui și municipiul Vaslui are și noroc și ghinion că este în proximitatea Iașului. Are noroc pentru că poți foarte ușor face o facultate sau să vii, mă rog, să cumperi ceva, pe de o parte, dar pe de altă parte Iașul ca forță economică și ca dimensiune, ca învergură, evident că începe să atragă tot ce se cheamă creiere și tot ceea ce e valoros din punctul de vedere al resurselor umane și nu doar al resurselor umane, pentru că foarte multe firme vin. Dacă au să aleagă între Vaslui și Iași, evident că vor alege Iașul, pentru că piața este mult mai mare și oportunitățile, evident, sunt mai mari. Colegul dumneavoastră din Vaslui, ce a zis atunci când a venit vorba de statutul profesorului? Din realitate, nu cel ce îl știm noi tipărit. Da, evident, toată lumea, părerele au converg spre aceeași concluzie. Deci statutul este unul precar. Și trebuie îmbunătățit. În învățământul românesc nu sunt recunoscute bolile profesionale. Vorbim de ceea ce se cheamă securitatea și sănătatea la locul de muncă, care, spun eu, sunt mai degrabă idealuri. Greu de atins, da? Pentru că chiar azi o colegă de la Selețel vorbea despre faptul că în școală, mă rog, școală e impropriu spus școală, ci s-ar putea chema școală, acolo este foarte frig. Și nu doar la ea, nu este vorba doar de școala ei. Naveta este execrabilă, deci condițiile de navetă pentru foarte mulți colegi sunt incalificabile, pentru că noi nu avem o structură de transport local, civilizată, așa cum ar fi trebuit și cum ar trebui să existe în orice țară normală, să ai o rețea pe care să o controleze fie autoritatea locală, fie, de ce nu, autoritatea centrală. Nu avem așa ceva. Așadar, domnule președinte, avem nevoie de o reformă importantă avem atunci când vorbim... Avem nevoie de investiții masive și, aș spune, uneori pe o zonă holistică, pentru că nu este suficient, de exemplu, să vii cu o investiție doar în dotări. Dacă nu sunt în dotări pentru școli, mă refer, dacă nu ai în vedere și drumurile care duc spre acea școală nu mă ajută că fac un diamant la nu știu ce comună. Pentru că la acel diamant s-ar putea să nu ajungem sau să ajungem foarte greu. Și atunci lumea nu va fi atât de tentată de a ajunge la acea școală. Dacă, o viziune schimb, de ansamblu, dacă e clar. În schimb reușim să ducem, să avem drumuri corespunzătoare, da? Plătim naveta, plătim profesorii și le dăm inclusiv un spor pentru că merg în acele comunități, evident că lucrurile ar putea arăta diferit. Într-o altă ordine de idee, aș vrea să vă întreb despre activitățile școlilor din această perioadă, cum se desfășoară. Majoritatea în format fizic, îmi spuneați înainte să intrăm în majoritatea desfășoară activitatea în format fizic, așa cum arătam, e vorba de o perioadă mai bună din punct de vedere pandemic. Vom vedea cât vom reuși să stăm în această ecuație, în această cheie mai favorabilă.
Eu mi-aș dori să reușim să mergem până în vară, dar e și ăsta un ideal. Exact. În ceea ce privește testările în școli, care este feedback-ul primit din partea colegilor dumneavoastră? Da, testările în școli au ridicat și aici foarte multe probleme, pentru că, așa cum știm, acele kituri au venit rupte în trei componente. Da, mi-au povestit profesori și mie, exact. Și ce să poți să faci mai bun? Te-a pus și faci ca într-un puzzle, le reunești într-o singură. Iar asta înseamnă ore întregi de muncă. Da, ore întregi de și muncă. Și tot profesorii să le fac. Pui la, pe fiecare la capăt, acolo, așa. Exact, și le transmiți părinților, evident. Dar ne-am fi așteptat că la un volum așa mare al unei licitații să vină cutia cu testele, Gata, exact, asamblate. Deci numai așa. Să apucă fiecare și asamblăm și stăm și le așezăm. Nu e problema poate neapărat de, deși și asta este o problemă, de muncă, munca în sine, așa. Dar principiul nu este corect. Dăm atâția bani pe aceste teste și tu vii într-o bătaie de joc și arunci ba pipeta în stânga, ba pliculețul în dreapta, ba și lași aparatul pe profesor de testare să în... le asambleze. Și lași, da. Apucăm și hai să ne jucăm cu testele, doar altceva mai bun de făcut nu avem. Dar le fac elevii? Da, le fac, se fac acasă, dar nu e așa ca și cum, nu ai o operație pe creier, e adevărat, dar ridică niște riscuri din punct de vedere epidemiologic, pentru că, așa cum arătam, și am mai avut odată, chiar la dumneavoastră și spuneam, pentru că în momentul în care ești într-o incintă relativ închisă, ai 30 de copii, îi pui pe toți să scuipe și ai unul infectat, vorbim de un pericol major, pentru că copilul își va da jos masca și va scuipa în acel pliculeț, extrage saliva și cu tot ce... De altfel s-a și văzut în acel experiment pe care l-a făcut chiar Ministrul Educației că din salivă o parte a ajuns pe sacoul domnului ministru, ceea da, ce da. Arată... Realitatea arată din teren. Realitatea, vă dați seama, și acolo vorbeam de un singur copil care, pe care el îl monitoriza. Păi și dacă ai o clasă cu 30, sau mergem și la grădiniță unde e o întreagă aventură. Domnule președinte Lavinu Lăcustă, ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, plăcere. Pentru toate aceste aspecte subliniate. Spor în tot ceea ce faceți, vă așteptăm și mulțumesc cu alte noutăți. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag, doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.